Salariile angajaților din privat ar putea scădea cu până la 22%. Bugetarii nu vor mai fi la fel de puternic afectați, dar nici nu vor avea lefuri mărite, așa cum se așteptau. O decizie a guvernanților, în cazul profesorilor, de pildă, se va putea aplica tuturor, pentru că de la anul statul va lăsa la mâna patronului soarta salariilor. Mută contribuțiile de la angajator la angajat. Ieri, ministrul Muncii a anunțat că pentru profesori venitul va crește doar cu 4%. Salarii mai mari cu 25% de la 1 ianuarie. Calculele arătau formidabil în familiile de bugetari, însă socotelile nu au rămas așa. După discuții aprinse cu sindicaliștii din educație, șefa de la muncă a făcut anunțul care schimbă tot. Contribuțiile sociale trec la angajat, iar la final câștigul funcționarilor este minim. Pe net vor avea o creștere de 4% de la 1 ianuarie. Au fost și dumnealor de acord că este cea mai bună variantă să treacă aceste contribuții pe angajat. Ceea ce înseamnă că un profesor care câștigă acum 3.000 de lei va avea un salariu mai mare cu 120 de lei, nu cu 750 de lei, cât ar fi însemnat 25%. Iar mutarea asigurărilor sociale și de sănătate va afecta salariile tuturor angajaților din România, transmit specialiștii. Doar că bugetarii au parte de o mărire pentru a putea suporta modificările. În schimb, cei de la privat vor fi la mâna patronilor. Nu e vorba numai de salariile celor din învățământ, este vorba de toate salariile bugetarilor. Nu poți să iei să spui vom majora salariile când tu știi că, de fapt, nu majorezi netul, majorezi brutul ca să muți contribuțiile. Și în realitate asta e o chestie de formă. Statul nu poate impune unui privat să mărească salarii ori să ceară să nu fie afectat venitul unui angajat. Avem aici un angajat și un patron. Un angajat, să spunem, din resurse umane, care câștigă un salariu brut de 3.000 de lei. Costul total al angajatorului pentru acest salariu este de 3.691 de lei. După ce fiecare plătește taxe, primește în mână angajatul în jur de 2.100 de lei. Pentru ca salariul net al angajatului să nu scadă odată cu mutarea contribuției CAS și CASS de la patron la angajat, acești 691 de lei trebuie de fapt transferați în brutul salariatului. Însă patronii recunosc că nimeni nu îi poate obliga să facă asta și vor fi și salarii care ar putea scădea din ianuarie 2018 și la privat. La privat, cu siguranță, nu ne poate obliga nimeni. Nu există nicio metodă prin care eu, privat, să fiu obligat să cresc salariul stabilit într-un contract cu cineva. Și nu știu dacă vor scădea salariile, dar sigur vor fi niște rearanjări. Din 2018, toți angajații din România ar urma să plătească CAS și CASS de 35%. Virarea banilor la stat se va face tot prin intermediul angajatorului, dar din contul angajatului. Măsura, spun guvernanții, va duce la diminuarea nivelului contribuției și la creșterea pensiilor.